Și îmi cer scuze pentru întârziere, vreau să facem o scurtă introducere despre acest grup numit Conștiință în slujirea cu iubirea adevărului, despre care domnul profesor Costea Munteanu va vorbi mai pe larg, puțin mai târziu. Este un grup inițiat de părintele Constantin Valeriu la sfârșitul anilor 90, începutul 2000, și deci 2000-2001, părintele a avut foarte mult la suflet această idee. Este un grup care, intenția părintele cel puțin, s-a dorit a fi o mișcare. Deci, părintele a dorit să facă din acest grup o mișcare. Ce înseamnă o mișcare? Este un grup, devine o mișcare când mișcă suficient de mulți oameni, am putea spune. Părintele a dorit acest grup pentru a iniția o mișcare în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. De ce? Pentru că era nevoie și este în continuare nevoie de asta. Acest grup s-a adresat în primul rând ecleziei gânditoare, deci corpului Bisericii gânditoare, în special intelectual, fie că e vorba de matematicieni, de medici, de fizicieni, de scriitori, economiști, juriști, profesori, biologi, filozofi, oameni de media, artiști. Acest corp al Ecleziei gânditoare are în comun faptul că reprezintă conștiință. Părintele vorbea despre conștiință, spunea Eminescu, era o conștiință. De ce nu spunea Eminescu a fost un artist, un poet, și spunea o conștiință a acestui neam? Pentru părintele Galeriu, Constantin Galeriu, acest atribut era mai important decât orice altceva, decât faptul că Eminescu era poet sau era scriitor sau artist, era în primul rând o conștiință a neamului și se adresa acestor conștiințe. O conștiință, evident, are ca menire să conștientizeze, adică să devină conștientă de niște realități din jur și să dea mărturie. Aceasta era, în primul rând, menirea acestor conștiințe. Viziunea părintelui, conștiințele trebuiau să slujească adevărului. Adevărul fiind nu un concept abstract, nu o noțiune, nu o teorie, ci o persoană. După cum știți foarte bine, adevărul este o persoană cu majuscule, persoana divină umană a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu din veci, întrupat în istorie, în 2000 de ani, ca persoană, ca persoană divină și ca persoană umană. Acesta este adevărul. Și din recunoașterea lui Hristos ca persoană divină umană, ca adevăr absolut, Părintele spunea că derivă, trebuie să decurgă, recunoașterea unor adevăruri secunde. Dacă Hristos ca persoană este adevăr absolut, atunci adevărurile secunde sunt adevărul al lumii creare. Adevărul al lumii create care trebuie și remărturisite. Sunt adevăruri de ordin moral, de ordin științific, filosofic. E bine, aceste adevăruri secunde trebuie și ele recunoscute și mărturisite. Exemple de adevăr moral, de pildă. Corectitudinea politică este o ideologie.
Căsătoria că este imorală, avortul este o crimă. Sunt adevărul moral. Adevărul absolut este persoana lui Hristos, adevărurile secunde, care țin de lumea creată, cum erau adevărurile morale, cum spuneam, și celelalte, trebuie și ele mărturisite. Adevărul științific. Lumea este creația lui Dumnezeu. Nu este rezultatul întâmplării sau azarului. Adevărul științific. Omul este chipul lui Dumnezeu și nu este o maimuță ceva mai evoluată. Deci, conștiința în slujirea cu iubirea adevărului reprezintă această mișcare pe care Părintele a dorit. Această mișcare pe care Părintele a dorit să o inițieze. Și, cum spuneam, trebuie să mărturisim aceste adevăruri ale lumii create. Fiecare poate face această mărturisire în area lui de cunoaștere, cu impactul pe care îl poate avea, dar trebuie să mărturisim aceste adevăruri și eu și dumneavoastră. Părintele spune, această mărturisire trebuie făcută cu iubire. Fără patimă, fără intoleranță, fără dușmănie, mânie sau ură, ci cu dragoste. Dar, spunea Părintele, și așa a făcut toată viața, mărturisită fără șovăire, fără timiditate, nu în șoaptă, ci cu convingere, puternic și chiar mult, indiferent de risc. Nu mai avem acum riscuri de martiriu, ci cel mult un risc de marginalizare. Părintele ne spune că, și ne spune și în acest volum pe care îl prezentăm astăzi, că omenirea astăzi este foarte bolnavă, moral, spiritual, duhovnicește. Omenirea este bolnavă de necredință, este bolnavă de ateism, de secularizare, de imoralitate, stupiditate sau răutate. Într-un cuvânt, păcatul. Păcatul, spunea Părintele, este o boală a sufletului care îl sluțește pe om și întunecă chipul divin din om. Lumea întreagă stă sub păcat. Părintele a încercat să ne vindece de această boală și aș spune că sub influența Părintelui în anii 90, când era prezent în spațiul public, societatea românească parcă era mai puțin bolnavă, aș zice eu, decât este astăzi. Nu că astăzi am fi minunați, dar parcă românii aveau ceva mai multă încredere în Dumnezeu și în biserică decât azi. Am senzația că azi suntem ceva mai laicizați decât eram atunci și cred că și datorită lucrării Părintelui, lucrării publice. O conștiință, spunea Părintele, conștientizează boala, adică păcatul. Deci pune un diagnostic. Dar după ce s-a pus diagnosticul, e nevoie de afirmarea unui lac, adică de mărturisire, de tratament. Trebuie deci să vorbim și Părintele pleda pentru această mărturie pe care trebuie să o dăm. Spațiul public are nevoie să fie reîncreștinat. Și Părintele a făcut mereu tot posibilul pentru a încreștina spațiul societății în care a trăit. Valorile creștine trebuie să existe în spațiul public și nu doar aici, în acest spațiu eclezial în care ne aflăm. Spațiul public este, a fost întotdeauna și a devenit astăzi parcă și mai mult, un câmp de bătălie, care astăzi este capturat, invadat de seculariști. Este ocupat de discursul secularizant. De ce? Pentru că noi creștinii, în mare măsură, lipsim din acest spațiu public. Nu suntem prezenți în discursul public, cel mediatic, pentru că stăm ascunși, timizi, nu avem curaj, nici argumente și nici dorința de a ieși public cu adevărurile noastre de credință, de morală și de gândire creștină. Acesta a fost scopul Părintelui, aș spune, când a fondat acest grup, Conștiință în slujirea cu iubirea adevărului. A dorit să catalizeze, deci să fie un catalizator, Părintele pentru acest grup și acest grup, la rândul său, catalizator pentru
intelectualitate în sens larg, în spațiul public românesc și nu numai. Deci ca mișcare de mărturisitori ai gândirii creștine la scară națională și nu numai. Acest nou ciclu de întâlniri, și spuneam că profesorul Costea Munteanu va descrie mai pe larg, se numește să înțelegem lumea în care trăim. A înțelege lumea este un pas. Este un prim pas. Pasul următor este, cum spuneam, tratamentul în viața noastră și a celorlalți, în viața cetății. Părintele Galeori era foarte angajat în treburile cetății pentru că era nevoie de asta. Și nu le putem rezuma la înțelege noi, pentru noi înșine, ci trebuie să ajutăm și pe alții să înțeleagă ca boala să fie astfel combătută, prin mărturisire lucidă și curajoasă. Omul contemporan, spunea Părintele Galeriu, nu-și mai înțelege identitatea, nici originea, nici menirea pe pământ. El cade în agnosticism, în ateism, secularism, rătăciri, erezii, confuzii spirituale și morale, dar și confuzii epistemologice, filozofice și pseudo-științifice. Părintele sublinia mereu că între știință și credință nu există contradicție, ci doar între pseudoștiință și religie. Spunea, pseudoștiința este interpretarea falsă a științei. Pseudoștiința este o interpretare deformată, intenționat, de cele mai multe ori, a unor adevăruri științifice incontestabile. Știința este totdeauna demonstrată. Știința este ceea ce a fost demonstrat. Pseudoștiința înseamnă o interpretare a unor, să spunem, teorii științifice, de cele mai multe ori nedovedite, simple ipoteze, prezentate însă ca fapte științifice incontestabile. Și Părintele întotdeauna a iubit foarte mult știința, dar a combătut cât a putut pseudoștiința. Aceste interpretări, de pildă, de tip evoluționist, în sens îngust, darwinist, arătând că știința adevărată este convergentă cu credința și doar pseudoștiința, care este de cele mai multe ori ideologie, pare să intre în conflict cu credința. Și Părintele a inițiat acest grup conștiințe în slujirea cu iubire a adevărului, în mare măsură pentru a încuraja, a cataliza, a facilita dialogul între credință, între lumea credinței și știință. Prin știință înțelegând în sens foarte larg și științele naturii, științele exacte, dar și științele umaniste. Să nu uităm că știință, deși azi în general prin știință înțelegem de obicei fizică, matematică, științe exacte, științele naturii, biologie, știință este și istoria, știință este și istoria religiilor, științe sunt și, în general, disciplinele umaniste, pentru care Părintele avea o foarte mare apreciere, prețuire, și când vorbea de știință, vorbea de știință în sensul cel mai larg, incluzând, practic, cultura umană, sens larg, și de aceea invita în acest grup al conștiințelor, invita pe cât posibil profesori, intelectuali, oameni de știință, umaniști, scriitori, deci cele mai diverse categorii de intelectuali, pentru că încerca să încurajeze acest dialog. Și de aceea Părintele spunea, vorbind în numele Bisericii și în numele Revelației, îi reamintește omului de astăzi, și asta face și în această carte, destinul său de pelerin în această lume, având ca țintă Împărăția lui Dumnezeu. Căci Părintele ne reamintește, totdeauna ne reamintește că destinul omului este de a urca mereu, cum spunea, din putere în putere, prin urcușuri fără de hotar. Volumul pe care îl prezentăm acum este un volum pe care Părintele l-a gândit și am să mă întorc acum la prima parte a prezentării. Acest
acest volum, Vocația Pascală a Creației, a fost gândit de Părintele cu mulți ani în urmă. Aici avem coperta volumului și pe copertă este o lucrare a maestrului Sorin Dumitrescu, împreună cu doamna Adelina Dumitrescu. Lucrarea se numește Mormântul Gol. Cunoașteți această lucrare văzută dumneavoastră, este simbolul învierii, este mormântul lui Hristos după înviere, în care a rămas doar giulgiul, pentru că trupul de slavă al lui Hristos a înviat și nu mai este mormânt. Bineînțeles, legătura cu vocația pascală a creației este evidentă. Creația întreagă are o vocație pascală, are o vocație a învierii și transfigurării. Aceasta e lucrarea în Mormântul Gol. De aceea, subtitlul volumului este Înviere și Transfigurare. Și cunoașteți cei care l-ați cunoscut pe Părintele, accentul extraordinar pe care îl punea asupra acestei teme care implică învierea, învierea noastră a fiecăruia și învierea de la sfârșitul istoriei, în sens eschatologic, când toți vom învia și toți vom fi transfigurați și întreaga creație, insista mereu Părintele asupra acestui lucru, întreaga creație va fi transfigurată. Întreaga creație va învia. De aici vocația pascală a învierii și va fi transfigurată în cer nou și pământ nou. Sunt studii teologice, sunt 15 studii în acest volum. Volumul este, zic eu, foarte important pentru că îl prezintă pe Părintele Galeriu ca dogmatist. Are o prefață foarte frumoasă, scrisă de Părintele Profesor Ștefan Buchiu, care a predat dogmatică la Facultatea de Teologie. Părintele Buchiu i-a fost profesor, i-a fost student Părintele Profesor Constantin Galeriu. Și Părintele Buchiu evidențiază tocmai această contribuție dogmatică importantă a Părintelui Galeriu, cunoscut mai ales ca mare predicator, mare omiletician. De altfel, Părintele a predat omiletică la facultate, deși se considera pe sine în foarte mare măsură dogmatist. Și chiar spunea, frate, eu sunt dogmatist. Și m-au pus la omiletică. Sigur că preda briliant și omiletica și era un excepțional omiletician, dar în sine asta se considera dogmatist pentru că stăpânea foarte bine dogmele bisericii din lecturile sale patristice de o viață. Și eu aș spune că acest lucru îi permitea să fie și un predicator de excepție. Unii au spus că cel mai mare predicator al bisericii noastre, cu siguranță unul dintre cei mai mari, faptul că era dogmatist, faptul că știa atât de bine dogmele bisericii, dogmele sunt adevăruri de credință care nu sunt posificate și rigide în niște formulări stabilite la sinoadele ecumenice. Dogmele sunt adevăruri care exprimă extrem de corect, de sintetic, de concis, adevărul de credință pe care Părintele le înțelesese intim, le înțelesese în ființa sa și pentru că știa dogmatică atât de bine și insist asupra acestui atribut de dogmatism, le putea explica pe înțelesul oricui. Nu poți să explici ceva pe înțelesul oricui, foarte simplu, foarte limpede pentru oricine, decât dacă știi perfect acel lucru și îl poți traduce, după ce l-ai înțeles desăvârșit, îl poți traduce într-un limbaj accesibil, oricui, clar, pentru oricine, dar numai dacă tu l-ai înțeles foarte bine.
Părintele, înțelegând, cunoscând perfect aceste dogme, aceste adevăruri dogmatice, la predică le putea prezenta atât de limpede, pe înțelesul oricui, și totdeauna avea dialog cu toată lumea din biserică, cu toți, tot auditoriul, pentru că era un excepțional dogmatist. Ei bine, aceste studii din acest volum sunt studii dogmatice. Părintele mai are acel volum care a fost și teza de doctorat, Jertfă și răscumpărare. Din păcate, Părintele nu este foarte citit. Părintele este mai mult urmărit pe diverse video, internet, e văzut în predici, dar nu foarte multă lume citește Jertfă și răscumpărare, această teză de doctorat excepțională pe care Părintele Stăniloae, care a și condus-o, a considerat-o extrem de original. Nu, Iulia? Pe fiecare pagină este nou. Nou și totuși ortodox. Deci dacă Părintele Stăniloae spunea nou pe fiecare pagină, și nu este ușor să scrii ceva nou, dogmatica ortodoxă, după 2000 de ani în care s-a spus totul a crede. Și totuși, Părintele putea evidenția ceva nou, o nouă tâlcuire, un nou aspect, un nou accent, după 2000 de ani în care am fi crezut că s-a epuizat totul. Dar încă o dată, lumea citește mai puțin pentru că e o lectură mai densă, lectură cea mai dificilă. Mărturisea domnul maestru Sorin Dumitrescu că a citit foarte târziu, foarte târziu, recent, destul de recent, Jertfă și răscumpărare, și a descoperit o lucrare excepțională. Deci, eu aș așeza acest volum cu studii dogmatice, imediat după acest volum, Jertfă și răscumpărare, prin densitatea acestor texte, pentru frumusețea și substanța lor extraordinară. Deci, este un volum foarte substanțial, nu este o lectură ușoară. Pentru că este o lectură care face apel la tot pasul, la argumente patristice, stăpânite extrem de temeinic de Părintele. Și aceste texte sunt dense, sunt foarte substanțiale și nu ușor de citit. Cine dorește o lectură de gen, ne vorbește Părintele Argatu, pe care îl iubesc și prețuiesc și l-am cunoscut pe Părintele Arcadu sau pe Părintele Cleopa, nu va găsi acel tip de discurs. Cartea se adresează celor cu un nivel, să spunem, teologic cât de cât, pentru că tratează teme de mare finețe în dogmatică, în teologie. Aici este supracoperta cărții. Aș vrea să menționez faptul că Părintele inițial a dat alt titlu acestui volum pe care l-a gândit în anii 90. În 1998, Părintele împlinea 80 de ani. Și ideea a fost inițial ca acest volum să apară într-o altă formă, într-o formă bilingvă. Volumul conține conferințe ținute de Părintele în străinătate. La Paris, la Institutul Saint-Serge, pe care îl cunoașteți, la Budapesta, la un dialog cu calviniștii, cu reformații, în Grecia, la Salonic, în Anglia, la Ampleford, în Italia. Fiind vorba de conferințe pe care Părintele le-a ținut în străinătate, în fața unui public heterodox, deci nu unui public ortodox, chiar dacă era Institutul Saint-Serge și erau ortodoxi, erau de față și heterodoxi și, în general, conferințele se adresau unui public occidental, motiv pentru care Părintele a dat acestor conferințe o încărcătură ecumenică și a numit acest volum Mărturii Ortodoxe în orizont ecumenic.
Îi plăcea mult acest cuvânt, orizont, țineți minte, orizontul însorit. Și acest titlu a fost programat inițial pentru a fi publicat volumul la editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. În 1998 mi-am credințat aceste studii pe hârtie, de cele erau xerocopiate, erau xeroxuri după niște lucrări apărute în niște reviste, sau le aveam un calculator și le-am dat prin celor pe care le redactase cu mine și cu Iulia și cu alții, alte secretare sau secretari. Și titlul a fost inițial acesta, Mărturie Ortodoxă în orizont ecumenic. Cum vi se pare acest lucru? Vă întreb pentru că, între timp, în anii 90, nu se punea problema în acești termeni. Între timp... Astăzi ar fi periculos. Da, exact. Astăzi ar fi controversat. Pentru că, în primul rând, trebuie făcută diferența între ecumenic și ecumenist. Părintele niciodată nu a fost ecumenist în sensul în care astăzi este înțeles acest lucru, în sensul unor compromisuri de credință între Ortodoxie și oricare altă credință, fie ea catolică, protestantă, neoprotestantă sau cu atât mai mult alte religii. Părintele nu a fost ecumenist și o afirm cu toată răspunderea și cred că nimeni de aici nu poate spune altceva, dimpotrivă, a fost cât se poate de ortodox în fibra sa cea mai profundă. Tocmai pentru că a fost atât de firesc ortodox, atât de profund ortodox, prin constituția sa intelectuală, sufletească, din nașterea, putea spune, eredita, părintele nu a avut niciun moment o bănuială sau o teamă că ar putea să fie bănuit, suspectat de ecumenism în sensul unor compromisuri. Părintele niciodată nu a făcut vreun compromis și nu poate fi bănuit de așa ceva. De aceea, la aceste întâlniri sau conferințe internaționale unde a reprezentat Biserica Ortodoxă, Părintele a fost cât se poate de ortodox, 100%. Și de aceea a dat acestei cărți acest titlu, pentru că a considerat că ar fi reprezentat mai fidel, să spunem, conținutul acestor conferințe. În 2018, când am prezentat acest volum pentru publicare, după o lungă istorie, volumul n-a mai apărut la Institutul Biblic, între timp Părintele s-a mutat la cele veșnice, nu s-a mai ocupat de acest volum în editură, a stat acolo foarte mult timp. În sfârșit, când am reluat acest volum și cu binecuvântarea Părintelui Cristian și cu acordul familiei și ucenicilor și profesori din facultate care m-au cunoscut, Părintele Gordon și alții, am pus în discuție acest titlu și, de comun acord, am căutat alt titlu. Și iată, și aici cu mâna, e chiar scrisul Părintelui, Mărturie Ortodoxă în orizont ecumenic. Acesta era conținut cuprinsul inițial al volumului în diplomă, pentru a fi publicat în 2000-2003. Și era o versiune bilingvă, trebuie să fie în limba română și în limbile în care a fost susținut fiecare studiu, în franceză, în engleză, în italiană sau greacă. Și conținutul cuprinsului este același, având însă în plus trei studii. Însă am ajuns la acest titlu până la urmă, cum spuneam, Vocația Pascală a Creației, Înviere și Transfigurare. Pentru că, pe de-o parte, pentru că am incorporat în volum două studii, dintre care unul se cheamă chiar Vocația Pascală a Făpturii, și care au ca temă exact această
vocația pascală a creației, a întregii creații, învierea și transfigurarea. Și toată lumea a fost de acord că e un titlu care reflectă mai bine, mai fidel, întreaga gândire a Părintelui, nu numai din acele două studii adăugate. Voronul are 15 studii pe care le-am putea numi în general de teologie fundamentală, dar cu diverse accente specifice de pildă. Primele trei le putem numi triada, adică sunt trei studii, triadologie, adică se referă la Sfânta Treime. Și vom vedea imediat. După aceea urmează 5 studii de Cristologie și Antropologie. Două se referă la taina preoției, la preoția sacramentală, nu la preoția de obște. Unul despre monahism, unul ecleziologic misionar, unul pastoral catehetic și două de apologie. Iată aceste 15 studii, cuprinsul este aici. Și spuneam, triada logică, apoi cele cristologice, diada pascală, pentru că sunt cele două care au ca temă chiar vocația pascală, cele două despre preoție, cel despre monahism, cele două apologenice. Și ne vom referi foarte pe scurt la fiecare. Triada triadologică despre Sfânta Treime, repet, nu sunt lecturi foarte ușoare. Deci nu vă așteptați la o lectură foarte simplă și fluentă. Primul studiu se referă la izvorul dumnezeirii care este Tatăl. Și aici Părintele face o excepțională analiză în paralela doctrinei catolice și a celei ortodoxe, plecând de la Sfântul Dionisie Areopagitul. A fost numit și pseudo Areopagitul, dar Sfântul Dionisie arată foarte clar că Tatăl este temeiul unității Dumnezeii. V-ați gândit vreodată, dincolo de faptul că noi luăm Treimea ca o dogmă pe care o luăm ca atare și poate nu le punem întrebări. Lumea teologică și-a pus întrebări foarte acute. Știți, poate că islamiștii, deci islamul, musulmanii, astăzi ne consideră politeiști. Pentru că ei spun că avem trei Dumnezei. Întrebați orice musulman. Și dacă este ordes, va recunoaște că e așa consideră, că noi suntem politeiști, că ne închinăm la trei Dumnezei. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Bine, ne spune că nu ne interesează ce gândește islamul despre noi. Dar chiar în interiorul creștinismului s-a pus foarte serios problema acestei aparente contradicții. Este un paradox. Dumnezeu este unul și totuși este în treime, este trăit în persoană și în voință, dar este unul după ființă. E bine, Părintele aici arată foarte fin, foarte subtil, distinția între dogma ortodoxă, gândirea ortodoxă, credința noastră și credința catolică. Sigur că sunt lucruri de mare finețe, sunt lucruri care implică etimologia. Catolicii au pus foarte mare accent pe ființă, dar nu pe persoană. Catolicii nu pun accentul pe persoană, ci pe esență, esenția în limba latină, sau substanția, și nu pe persoană cum facem noi. Noi considerăm că persoana este cea care practic asigură unitatea Dumnezeirii, și anume persoana Tatălui. În timp ce catolicii consideră că esența sau ființa este cea care asigură unitatea Dumnezeirii, Dumnezeu fiind unul după ființă, dar întreit în persoană. Însă atunci se pune problema, arată Părintele, cui se adresează,
cultul și rugăciunea noastră. Dacă Dumnezeu este, în primul rând, ființă, ființa este totuși o abstracție, într-un fel. Cât timp ființa nu este întrupată, întruchipată de o persoană sau un ipostas, iar rămâne la nivelul unei abstracții. Nu există ființă care să nu fie întrupată în ipostas. Nu există ființă fără ipostas care să plutească undeva în abstract, nu poate fi concepută. Ființa există numai concret în ipostasul care o ipostazia. Ori, atunci dacă Dumnezeu e primul rând ființă și unitatea Dumnezeului este ființă, cui se adresează rugăciunea noastră? Și cultul, cui se adresează? Cui ne rugăm? Fiindcă nu ne rugăm unei ființe, nu ne rugăm ființei în general, ne rugăm persoane, ne rugăm Tatălui. Tatăl nostru e rugăciunea pe care ne-a învățat-o Mântuitorul și care spune că trebuie să ne rugăm Tatălui ca persoană. Citându-l pe Ionis Areopagitul, Părintele face această analiză și arată că unitatea Dumnezeirii este în persoana Tatălui, ca izvor nu numai al Dumnezeirii, ci al iubirii. Și face referire la Părintele Stăniloae, care arată excepțional că, de fapt, iubirea este Dumnezeu, Dumnezeu este iubire și Dumnezeu fiind iubire, iubirea este definiția însăși a Dumnezeirii. Iar iubirea nu poate fi concepută decât personal. Numai o persoană poate iubi. Acesta este genul de text pe care îl veți găsi aici. Deci un text care trebuie citit cu multă atenție, cu creionul poate, pentru a înțelege fiecare nuanță în această demonstrație de o rigurozitate perfectă. Părintele a ținut această conferință în Grecia și trebuie multă răbdare și multă aplecare pentru a înțelege subtilitățile dogmelor noastre de credință. Dacă doriți o asemenea lectură din care să vă îmbogățiți cu înțelegerea, profunzimea acestor adevăruri, atunci vă recomand acest volum. Nu vom intra în detalii, că nu e timp pentru fiecare text în parte. Urmează un text de mare frumusețe, Fiul lui Dumnezeu și taina omului ca taina fratelui. Deci, a doua persoană din treime, în această triadă logică, în care, bineînțeles, Părintele evidențiază faptul că noi suntem oameni, suntem frați. Nu numai fii ai lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, ci și frați cu Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu din veci, născut înainte de toți vecii și întrupat în Mântuitorul Hristos. Un text, repet, de deosebită densitate, care începe cu niște lucruri extrem de frumoase și nu putem intra acum în detalii. Părintele citează o abundență de autori. Acest lucru este extrem de interesant. Părintele are o erudiție pe care a spune că foarte greu o puteam cuprinde. Citează filozofi, artiști, poeți, pe Heidegger, pe Paul Valéry, citează pe T.S. Eliot, citează Platon, Aristotel, autori contemporani, teologi contemporani, din Brunner, teologi occidentali, catolici, teologi protestanți, teologi români, bineînțeles, ortodoxi, ruși, români, greci, invocă și convoacă o sumedenie de autorități, de oameni de cultură din toate timpurile, având, repet, o cultură extrem de vastă, o erudiție formidabilă, pentru că vrea să arate, de fapt, că întreaga cultură poate să fie adusă în sprijinul mărturii. Acesta e motivul. Părintele nicio secundă nu vrea să facă paradă de cultura pe care o are. Nu asta e scopul, să epateze pe cineva cu o cultură vastă. Nici de cum. Părintele vrea să
convingă chiar și intelectualii care au lecturi mai largi, de faptul că nu există contradicție nu numai între știință și teologie, dar nici între credință și cultură. Cultura în sens foarte larg, cultura universală pe care părintele o stăpânea excepțional. Am fost șocat, mi-aduc aminte, când la început părintele ne spunea, nu, Iulia, săracul Platon, bietul Kant. Și mie, care veneam din facultatea de limbi străine cu o admirație pentru aceste vârfuri ale culturii laice, mi se părea totuși șocant că nu-l puteam vedea pe Platon sau pe Kant sau pe Aristotel sau alți mari filozofi sau gânditori ca pe niște bieți oameni care, cum spunea părintele, au avut și ei niște intuiții. Și mie mi se părea șocant pentru că părintele le recunoștea acele intuiții alături de multe erori. După aceea am să-mi dau seama că pentru teologie acești mari gânditori sunt undeva la un nivel, să spunem, unde ei pot fi analizați și ca intuiții corecte, adevărate și ca erori, ca unele greșeli, ca înțelegeri eronate. Dar întotdeauna, acolo unde este prezent geniul, acolo unde este prezent, unde este o creație de geniu, unde este o creație autentică, Părintele implica acest lucru, că este prezent Duhul Sfânt. Deci, faptul că acolo Duhul Sfânt lucrează în conștiința acelor creatori și de aceea Părintele nu avea nicio ezitare să citeze un poet ca T.S. Eliot, un poet catolic, altfel, și mulți alți autori, fără să fie vorba de teologi, fără să fie vorba de Sfinți Părinți, pe care îi cita din abundență, de altfel. Dar putea cita, alături de Sfinții Părinți, pe care îi cunoștea excepțional, putea cita și acești autori laici, pentru că se adresa unor intelectuali care făceau și fac parte din laicatul ortodox. Fie că era vorba de domnul Pleșu, de domnul Patapievici, care au fost interlocutori, nu odată, Gabriel Iceanu și așa mai departe. Deci, putea avea un dialog cu ei, pentru că putea vorbi aceeași limbă a unei culturi laice. Și putea avea un dialog cu ei, pentru că erau puși în fața unui teolog, care cunoștea foarte bine și cultura laică și putea aduce argumente de acolo, dar o putea privi și de deasupra. Al treilea studiu din Triada Triadologică este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Știți acel citat, că se va ierta orice păcat, dar nu se va ierta păcatul împotriva Sfântului Duh. Urmează cele cinci studii de Cristologie, cu niște accente, fie că vorba de Cristologia patristică, cea transcendentală sau ontologică, și de antropologie. Primul dintre ele, complementaritatea valorilor spirituale conform Calcedonului. Acest studiu, în mod deosebit, a fost prezentat în fața unui auditoriu calvinist la Budapesta, în limba engleză, și este impresionant felul în care Părintele putea avea un dialog cu acești calviniști, acești protestanți, cu mare respect pentru ei, fără să jignească, fără să-i ofenseze, fără să-i atace niciun fel, și totuși, cu o finețe extraordinară, putea să le prezinte cu mare deferență și cu mare atenție și diplomație și cu dragoste, până la urmă, putea spune, cu iubire pentru acești reformați, să le prezinte cele mai delicate aspecte din controversele între reformați, protestanți și ortodoxi. Și zic eu că orice teolog, orice protestant onest, nu putea decât să recunoască că avea dreptate. Fie că era vorba de Maica Domnului, știți că
Calvin și reformații nu recunosc cultul Maicii Domnului. Fie că era vorba de cultul icoanelor, fie că era vorba de alte aspecte, de preoție și așa mai departe, erau nevoiți, probabil, mă gândesc în sinea lor, să recunoască că Părintele avea dreptate, dar, repet, cu o diplomație și cu o dragoste și cu o înălțime a discursului și a argumentelor, încât nu putea să supere pe nimeni. Nu avea niciun moment atitudinea aceea războinică pe care o mai avem uneori în raport cu protestanții, gata să le dăm în cap. Părintele iubea, li s-a adresat cu mare dragoste și totuși, în final, textul era de o limpezime și de o rigoare a argumentației, încât perfect ortodoxă, încât nu puteau, probabil, decât să recunoască că n-au cum să-l atace, n-au cum să-l contrazică. Urmează schimbarea la fața lui Hristos, transfigurarea creației, care împreună cu vocația pascală a făpturii și creația cu viziunea pascală, se referă la această temă fundamentală în gândirea Părintelui, care era transfigurarea ca menire, ca vocație, ca destin al nostru, al oamenilor și al întregii creații. Întreaga creație se va transfigura, cum spuneam, la sfârșitul timpurilor și schimbarea la față, care în latină se numește chiar transfigurație, nu e decât exemplul concret pe care l-a dat acelor apostoli care erau de față pentru a ilustra ceea ce avea să se întâmple, are să se întâmple cu noi toți și cu întreaga creație eschatologic la sfârșitul lumii. Aceasta este vocația profundă, ne spune Părintele, învierea și transfigurarea. Și aceste studii, toate trei, și schimbarea la față, și vocația pascală, și creația în viziunea pascală, le recomand în mod deosebit ca niște studii centrale pentru această viziune a Părintelui. Noi nu ne dăm seama, de multe ori, acum în 2019, după ce de mulți ani auzim aceste teme și le auzim în predici, le auzim în toată țara, practic, nu ne dăm seama în ce măsură ele au fost introduse de Părintele Galeriu în anii 90, 80, pentru că Părintele predica și înainte de 89. Părintele, am avut ocazia să-l ascult în 88, 89, predica la fel. Nu avea audiența, popularizarea pe care a avut-o după 90, dar în biserică predica la fel, temele erau aceleași, chiar dacă pe măsură ce au trecut anii, l-a aprofundat și l-a cizelat și l-a conturat și mai pregnant. Dar nu ne dăm seama, aș spune eu, și am auzit în toată țara, și în Transilvania, și în Moldova, și în multe locuri, am auzit asemenea teme preluate de la dânsul, pentru că le-a introdus în mare măsură, noi nu ne mai dăm seama în ce măsură ele au fost prima dată introdusă în discursul omiletic din Biserica Română de Părintele Galeriu, atât în predici, cât și la facultate, în cursurile de omiletică pe care le ținea studenților viitori preoți. Ar merita, cred, făcut un studiu numai cu acest lucru, receptarea și moștenirea Părintelui, câte teme au fost, foarte multe au fost introduse prima dată de dânsul și apoi au devenit locuri comune, încât astăzi nu ne mai dăm seama, au devenit locuri pe care le auzim, le știm, foarte bine că le știm, dar e bine să recunoaștem cine a avut prima dată această forță și viziune de a le introduce în discurs omiletic românesc. Ar merita făcut un asemenea studiu. Teme pe care le știți cu cele 10 fecioare, cele cu, în sfârșit, foarte multe teme pe care cred că le datorăm. Jertfă și răscumpărare, acest studiu fundamental a sacrificiului, este un capitol din teza de doctorat din volumul Jertfă și răscumpărare. Apoi cele două despre taina preoției.
primește acest odor și îl păstrează că e reprezentat la Saint-Serge. Cineva chiar sugera, Mihail a sugerat să facem poate o prezentare de carte sau și la Saint-Serge, la acest institut din Paris, unde părintele a ținut 5 conferințe și în limba franceză. Și o temă extrem de delicată, de controversată, ortodoxia și admiterea femeii la preoție. Știți, există deja femei preot, femei episcop în biserica anglicană și în alte, hai să spunem, biserici, dacă le numim biserici protestante, nu mai vorbesc de neoprotestanți. Părintele combate această idee extrem de riguros, cu foarte multă finețe și în același timp impacabil. Și arată de ce femeia nu poate avea preoția sacramentală și este foarte interesant. Nouă ni se fac lucrurile foarte simple, nu sunt atât de simple. Anglicanii, de pildă, au pledat pentru această adevărere și părintele combate cu extrem de multă profunzime, în virtutea acelei preoții neobște. Deci, anglicanii spun că, așa cum și noi vorbim pe preoția împărătească, fiecare credincios, botezat, creștin, este, în același timp, are o preoție de obște sau împărătească. Și în baza acestei preoții de obște, de ce n-ar fi și femeia admisă la preoție? Ori părintele face distinția foarte clară între preoția de obște pe care o pot avea mirenii, o au la nici, și preoția sacramentală, prin taina chilotoniei. Nu sunt același lucru, nu sunt categorii, clase de preoție foarte diferite și părintele invocă aici autori patristici, invocă o întreagă pleiadă de Sfinți Părinți, dar invocă și teologi anglicani care s-au opus acestei inovații pentru a combate această temă care, după cum vedeți, în anii care au trecut, din 88, când a fost prezentat studiul la Rodos, în Grecia, și apoi în Italia, la Palermo, între timp, deci, după 30 de ani, a devenit o temă și mai importantă, pentru că deja a luat amploare, s-a extins această practică în lumea protestantă, unde sunt preoți și episcopi, nu numai femei, ci și homosexuali, și lesbiene, și așa mai departe. Deci, acest curent s-a extins, s-a avansat și argumentele părintelui în acest lucru sunt mai valabile ca oricând. Citează și pe profesorul său, părintele Calerul, citează pe profesor Chințescu, Nicolae Chințescu, pe care îl citează și îl continuă, îl reia ca argumentare. Și, repet, aceste argumente pot fi și acum folosite dialogul între ortodoxi și anglicani, de pildă, și alte culte protestante care admit femeia la preoție, cu aceeași valabilitate. Deci, acest studiu recomand în special surorilor noastre, femeilor, care vor să înțeleagă mai în profunzime această chestiune, pentru că nu odată s-a adus această acuzație ortodoxiei că ar face o discriminare, că femeile ar fi discriminate, ar fi împiedicate să aibă o egalitate cu bărbatul. Hristos a fost bărbat, El este Fiul lui Dumnezeu, nu fiica. Tatăl este Tatăl, nu este mama, deși există tot felul de aberații nu aici cu Dumnezeu, Tată, Mamă sau Mamă și așa mai departe. Și, de asemenea, părintele menționează această, face o pledoarie foarte frumoasă pentru diaconie. Femeile în biserica primară erau diaconițe. Și este o soluție, într-adevăr, în care femeia poate să aibă un statut în biserică, acest statut diaconal, fără să fie nevoie să acceadă la preoția sacramentală, mare bun, dar poate avea o slujire pe care biserica primară a consacrat-o și în multe secole a existat această treaptă a diaconiței, pe care părintele o menționează cu
și o recomand. Aici este coperta cărții Dona e Ministero, Femeia și Preoția. Vedeți că italiana este Ministero, adică slujirea, femeia și slujirea, preoțească, sigur. Volumul grijit chiar de o femeie, de o zonă italiancă. Și vedeți aici o fotografie. În asemenea caz, cartea, deci studiul a apărut în această carte publicată la Roma, dintr-o ediție italiană, în 1991, în limba italiană, prezentată însă la Palermo în 89. Deci părintele a putut susține această lucrare în 89 în Italia, la Palermo, în Sicilia, și înainte, în 88, în Grecia, la Rodos. Deci e vorba, repet, de un curent feminist radical. Și înțelegem foarte bine că nu e vorba de o atitudine de discriminare. Femeile nu sunt discriminate, ci pur și simplu sunt lucruri care țin de un statut ontologic. Și părintele foarte frumos evidențiază daruri ale femeii, maternitatea în primul rând, care compensează din plin această, să spunem, diferență. Și recomand acest studiu toată cărora. Un studiu despre monahism, lucruri pe care, în special pentru cititorii occidentali, sunt foarte noi, necunoscute. Două texte ecleziologice despre credincioșia Bisericii Ortodoxe față de Hristos, unde părintele evidențiază calitatea noastră de a fi înfiați, deci înfierea noastră divină. Un text Mărturia Bisericii Ortodoxe, în care este și catehetică, și în sfârșit două de apologetică culturală și socială, Jertfa, operele culturii române, unde vorbește de Miorița, de Meșterul Manole și alte opere. Daniel Turcea, un poet pe care părintele l-a admirat foarte mult, îl prețuia foarte mult. Și ultimul studiu din volum, Timpul Schimbării. Opțiuni în dialogul între credincioși și societate. Lucrare elaborată în 90 și prezentată în Anglia, la Ampleford. Iulia își amintește, am fost la Putnam, când s-a elaborat acest studiu. Două săptămâni, părintele a stat cu noi la Putnam și a elaborat acest text. Foarte frumos, domnul profesor Munteanu se va referi la acest text în mod deosebit. Timpul schimbării se referă la schimbările care se petreceau atunci, în 90, era imediat după Revoluție. Dar acest timp al schimbării este mereu. Și ceea ce spune părintele aici se aplică foarte bine și nouă în ziua de azi. Părintele spune și citez, un citat foarte frumos din acest studiu, trebuie să învățăm iubirea, spune părintele, mai ales acum când suntem atât de dezbinați. Și cred că mai dezbinați ca astăzi niciodată n-am fost. Și de aceea se aplică atât de bine ceea ce spune părintele aici și nouă acum. Suntem atât de dezbinați între stânga, dreapta, partide, știți foarte bine. Deci această dezbinare, spune părintele, o putem depăși numai reînvățând iubirea. Iubirea jertfelnică, desăvârșită, a tot dăruitoare, care este mesajul întregii vieți și lucrări a părintelui Galen. Nu e de ajuns, spune părintele, să proclamăm iubirea. Trebuie să facem tot ce putem să o aprofundăm până la esența ei ultimă, cât e omenește posibil. Căci măsura iubirii e de a fi nemăsurată. Și adâncimile iubirii sunt adâncimile lui Dumnezeu. Dar cum îl pot iubi vrăjmașul? Întreabă părintele. Adică, întreabă cum pot trezi iubirea în vrăjmașul meu? Deci aceasta e porunca. Trebuie să înțelegem, spune părintele, în profunzime sensul definiției omului dat în Scriptură.
omul e făcut după chipul lui Dumnezeu și în vederea unei nesfârșite asemănări cu El. Și această temă, cred că a fost extrem de mult să facă în centrul gândirii Părintelui și cred că acest accent El l-a adus mereu. Ori Dumnezeu e iubire. De aceea, dacă Dumnezeu e iubire, chipul lui Dumnezeu în om, extrem de important această idee, e mai mult decât ne învață de obicei teologia dogmatică, și anume chipul lui Dumnezeu în om ca fiind libertate și conștiință, cele două importante atribute. Încă mai adânc, chipul lui Dumnezeu în om este iubire. Extrem de important. Deci chipul nostru, fiind chip al lui Dumnezeu, este iubire. Și atunci, spune Părintele, conștiința, libertatea și dragostea, cele trei atribute, sunt identitatea mea profundă, esențială. Iar eu trebuie să veghez, spune, asupra acestei identități, ca asupra propriei mele mântuiri, să o păstrez nealterată. Urmarea poruncii Mântuitorului, iubiți-vă vrăjmașii, e posibilă doar dacă îmi păstrez identitatea mea ontologică. Căci dacă răutății dușmanului meu îi răspund tot cu răutate, ies din definiția mea, îmi trădez identitatea mea profundă. Mă las contaminat, spune, de răutatea lui și devin sclavul lui. Dar dacă îi răspund cu iubire, îmi păstrez identitatea aceasta profundă, de chip al lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, iubirea divină ne va inspira pe toți. Astfel, putem nădăjdui că, în final, dușmanul meu, semenul meu, fratele meu, va fi și el mântuit. Aceasta a fost scurta prezentare a acestui volum. Nu... Aș dori să și discutăm puțin, poate să... Poate aveți niște întrebări. Se dau cuvântul și Părintele Cristian și domnul profesor Costa Munteanu. Deci eu vă mulțumesc pentru atenție. Și această carte nu vă recomand dacă doriți o lectură teologică mai densă.